reprezentantul magazinului Emoțiuni de astăzi din prezentare, alături de colega mea Denisa Zi de reprezentant. Așa, ce reprezentant? Colegul drag. Reprezentantul. Buongiorno a tutti, sono qui, signore Ciocotu. Amattina? Amattina, oggi mattina, ziceți mă astea italiancele, cum, sì. Come si chiama, come si dice? Fete, fete in italiano. Fete, fete ragazze, ragazze, belle ragazze. Se începe cu prima bella ragazza. Mamă, astăzi Lilica lipsește, este într-un concediu mic. Și avem, nu veni lângă mine, fată, că ești prea frumoasă. Du-te să te vadă toată lumea. Da, mă vede. Te vede, te vede, dar astăzi o avem pe Roberta. Ai văzut și numele de italiancă. Roberta, una bella ragazza italiană. Ar vrea italienii să aibă așa ceva pe acolo. Ar vrea. Îți dai da. Care poartă, ce porți astăzi? O ținută de club. Da. De la Animal Atmosfer. Da, Animal din colecția Print. Atmosfer cu Animal Print. Da. Așa. Da, Lilica ne-a certat săptămâna trecută să nu asortăm papucii neapărat să mergem pe aceeași linie. Da, astăzi ai asortat. Da. Azi ești asortată, pantaloni din cele. Da, foarte. Și am o bluziță foarte drăguță. Ia vezi cu bluzița. Te rog să filmez asta, perdelea, cum se perdelea. Cheamă? Franjur. Franjur se cheamă. Bă, eu nu vorbesc bine în limba română. Da, nu? Ia venit din Italia. Nu parlo bene. Perdelea. Perdella, perdella, si chiama Franjul. Franjul, foarte frumos. Și eu bluzițe care... Auzi, fată, asta poți să o mai strângi sau ceva? Să, sau așa e? Dar pe uite, poți să o faci ca și colega. Asta și-o le-au dat-o azi de dimineață. Dar ce faci? Păi are nodul la cameră, uite nodul. Eu am perdea. Că vrei să vezi nodul. Da. Da, deci ea nu. Eu am pe bun. De club, frumos. De club, frumos. Poți să mergi pe unde, mai ales la club. Da. Și la restaurant. Și la restaurant. Te rog să ocupi un loc lângă mine. Te rog să o întreb pe Roberta. Da. La sfârșit le dăm răspuns. Roberta, ce înseamnă 79? Poate fi, sunt multe chestii un care... Agent 79. Agentul 79. Agentul 79. Agentul 79, da, bine. Primul răspuns, agentul 79, urmează cine intră. Hai, fetelor, curaj. Hai. Eu întotdeauna. Mamă, Miri, de unde ți-ai luat păpuci ăștia? Puște-i doile. I-am primit. E așa înaltă, fată. Pe Cristi, puneți-l pe un scaun să ajungă. Bă, dați-i o scară la Cristi să filmeze. Da, e fain așa nodat. Zi-mi, Miri, prezintă-te, draga mea. Bă, de cum această dimineață. Da. M-a făcut amare sub bluzele astea, se noade. Așa se poartă. La mâinile păr. Poți să nozi în stânga, în dreapta. Am în două. Așa e că trendul acestei primăveri și nu numai pantaloni ăștia care stau bine pe voi. Da, de latex. Latex, băi, n-am știut, fai. Latex se fabrică și altceva din latex. Sau de piele, da. Ăștia din latex sau ăștia de piele? Deci, atenție, nu pot să stai să... Deci ăștia din latex și restul sunt piele? Păi stai, mă, atâi din ce? Asta-i din ce? Din latex. Și aia e din latex? Da. Și alu Paula din piele? Trebuie să facem diferența. Nu că ar fi una, dar... Și alu Denisa din latex. Atâi din latex, mă, fă. Da. Și o bluziță, uite, și-a sortat aici. Și te-ai cățărat pe astea? Adevărul că dacă vine mai înaltă. Dacă vine inundațiile, nu e nicio problemă pentru tine. Da. Ciudată ne-a fost. Miri, mulțumim. Ce înălții mai acum? Vreau 2 metri. Da. 2 metri. 2 metri și colegul ce înseamnă? 79? Am spus și eu agent 79. Agent 79. 2 agenți. Te rog, stai lângă noi. Frumos. Ne zici tu ce ai pe tine? Anita? O bluză paiete aurii. Foarte frumos. Paiete aurii. Cambrată pe corp. Da. Am o centură detașabilă, care pot detașa. Da, și strânge cât de mult vreau. Da. Tot de club. Da. Are un bulenaș, da, care perfect. Un fel de peplu. Talia. Te ascunde burta? Da. Nu are burta, mă, okay. Fata, da. De ce te-ai ideea? Pentru că ea a arătat foarte bine la... De Anita mi-a plăcut foarte mult la ultima prezentare. Dar nu am zis că are burta. Păi, dar nu ascunde burta, n-are ce să ascunde. Păi ascunde, dar nu la ea, că nu are ce să ascunde. În general. Păi, dar nu, vorbeai de ciorba de burta. Anita, mulțumim, e un loc foarte, foarte fain. Și este acest latex sau piele? Și ai, aici de latex. Alu Paula de piele. Dar bă, să știi că la textul ăsta zici că e piele, jur. Ești de piele. A, păi Paula vine de la Miami, Florida. Trebuie să-și ia de piele. Acolo-i mai fric.
Aoleu, nici nu vrea să știu. Nu, dar n-ai întrebat-o pe Anita ce scrie pe tricou. Anita, el ce înseamnă 79 pentru tine? Sau pentru colegul? Nu știu. Trebuie să dai un răspuns. E așa. Agent. Nu se poate, că te văd... Agenți. Nu, ce semnifică? Zi de Paula, el e cu agenții, hai că bă, poate Paula... Bă, dar Paula e cam transparentă, eu abia acum îmi dau cu seama. Aici, nu? Păi, acolo, eu știu unde ești. Ia, zi-ne, Paula, despre tine. Port o ținută de club, pantaloni de imitație de piele cu franjuri în zona buzunarelor. Vezi, nu se mai pune poleții pe omor, să pun la buzunare. Ai văzut? Așa, dar bluza e tot ce trebuie. Da, bluza e dintr-un... Dar ce-i body sau bluză? Da, e body. Dacă pun mâna, nu pot să știu că e body. Nu, da, poți să știi așa, după cum arată. Foarte fain. Și aici iarăși am un pic de imitație de piele. Da. Asta vine așa la împreună? Adică? Adică... Asta e body. Și o să separat. Nu, da, poți să-ți iei orice la bluza asta. A, poți să-ți iei orice, da. Da, dar merge așa, așa merge, nu poți să... Nu poți să... Poți să iei o fustă, da. Poți să-ți iei o fustă tip cloș, poți să-ți iei... Cloș, după ce te văd pe tine mergat așa, nu mai trebuie fustă. Mă mai gândesc la fustă. Din piele, tot ce trebuie. Fantastic. Tot de club, tot colecția Atmosfer? Da, tot colecția Atmosfer. Da. Da. Animal print este... Ceea ce se poartă în trend? Da, în această... e sezonul ăsta. Sezonul animalelor. Sezonul animalelor de pradă. De pradă, da. Păi da, mă, e de pradă, așa. Foarte, foarte tare. Le găsiți la magazinele Emoțiunii. Mulțumim mult, Paula. Din Oșani și de pe centru. Paula, ce scrie? De pe centru. Eu zic că e anul nașterii tale. Bravo, bun, bună, bună. Da. E pe acolo, pe undeva. Țin minte, colegul, că asta a spus și eu. Dar puteai să zici că sunt 2 ani de la cutremur, adică poți să zici orice. N-am trăit pe atunci. Și Alexa reprezintă și ne reprezintă mamă, dar ce... Toată ținută de club, o bluză din voal negru, piele ecologică în talie, și care are un șiret ce evidențiază talia. Bă, deci eu așa cu ceva n-am mai văzut cum e. Foarte tare asta. Dar cum se prinde în spate, colegul? Bă, nu știu, acum mă uit, că încerc să-mi dau seama. Se cu niște fermoar și are ceva, ca și la haiduci. Știi, aveau pe vremuri alea, cum se chema? O, are și fermoar. Îi ascund, bă, fermoarul. Dar are și din dacă alea 5, din alea de... Dacă mergem cum să-l cineva să rămâi acolo. Ca să prindă și coațele alea spate. Da. Deci da, nu dacă la, să-l strângi, să-ți iese de alea în evidență, colegul, tu nimeni nu știu. Bă, stai, mă, nu-i trage, mă, nu desfăr, mă, nu trebuie pe asta. Nu se deschide, auzi. Păi și asta cum, mă, nu se deschide? Păi vrei să știi că n-ai crezut. Bă, uite, uite. Poți să strângi, bă, să poți strângi. Că nu mai poate respira. Nu se poate, că aici e mai jos. Uite că deja și strage de ea. Da. Nu, asta, așa nu te-am strâns. Nu. Păi și... Deci dacă vrei să te încorsetezi... Te încorsetezi? Da, mai ca un fel de corset, cum ăsta. Așa. Că te pune și te spate silabe. E ca și un fel de corset care te încoardă. Da. Perfect. Și un fermoar. Și mai bine. Păi lasă, fermoar. Are acolo. Are un școlier, un glanț. Da. Perfect. Perfect. Și în spate se plimbă, se prinde cu moș și babă. Băi, foarte da, șmecheră chestia asta. Așa e? Dar cum se cheamă ca și vestimentație? Cum îi zici? Vestărui. Mai e. Bluză. Bluză. Dar zic, e separat, ea, nu? Pantaloni separat, bluză separat. Deci, mai e o gladiator? Sau cum? Hai și dăm un nume, adică... Gladiatorul ăsta a mea de... Mai e o mai eu Xena, da, bine zis, prințesa războinică. Două săbi, merge la centură. Da. Da, cred că dacă și vreau mai larg, și intră săbi. Da, perfect, mulțumim. Alexa? Tot din colecția Atmosfer, Alexa. Tot din colecția Atmosfer. Asta de ultimă generație, este pui aici în locul meu. Te rog să dai răspunsul corect. La? 79. Dacă era 69, fiecare se gândea la altceva, dar 79... M-am pus pe gânduri. Și în dimineață. Da. Cred că, nu știu, 1979. Mă, 79 ce reprezintă? Da, nu, păi nu, așa au zis, anul, 1979. Da, și reprezintă ce 1979? 79 de ani. Arăt bine, are 79 de ani. Mi-aș dori să arăt dacă era 79 de ani. Și colegul dă-le răspunsul corect, fetelor. Cea mai bună dimineață, de la 7 la 9. Da. Da, dar aveam un tricou, eu aveam CMBD și el era de la 7 la 9. De nu poți să se dezbrace acum, că și mie deja... Frig de nu mai pot. Da. Mulțumim tare mult,
fetele le regăsiți pe pagina noastră de Facebook și pe YouTube, Cea mai bună dimineață. Noi ne vedem luni dimineață. În principiu ne vedem luni dimineață. Așa e exact, am o emisiune. În principiu! Bă, dar e fără ăsta, fără 20. Da, astăzi intră radio-ul mai repede. Nu intră radio-ul mai repede. Intră radio-ul mai repede. Ești tu? Pe luni dimineață. Mare treabă. Pa, pa. I'm flying over the beach, but you already know. Nobody doing like us, better believe that. Put on my hashtag, put on my bass drop, dot, dot, drop.